Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Hei, salutare, prieteni, sunt XBREAKER. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 18, campionatul mondial din Rusia. Avem partidă cu Brazilia în sferturile de finală. După ce am reușit să trecem de Columbia într-un meci super dificil, am revenit la 2-0 și am trecut mai departe. Acum întâlnim Brazilia, care a bătut Suedia cu 5-1. După cum am văzut, Budescu, iată, a primit omul meciului în partida cu Columbia. Oricum a jucat destul de bine. Pentru noi e puțin dificil acum, l-avem eliminat pe Tsukudean, care a jucat destul de bine. Dar n-avem ce să facem, o să schimbăm puțin această echipă, pentru că unii jucători sunt obosiți și vreau să fie să intre în repriza secundă, să fie în formă maximă. Brazilienii au o echipă super bună și ne va fi foarte greu să facem față, așa că trebuie să apelăm la lucruri de genul. Asta va fi echipa noastră împotriva celor de la Brazilia, Neymar și compania împotriva lui Budescu și compania. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Voi ce credeți? Trecem și de Brazilia? Da sau nu? Lăsați-mi asta acum în comentarii. Să vedem pe ce stadion vom juca în această baltă, pe Kazan Arena, fondată în 2013 această arenă, cu capacitate de 45.000 de oameni. Haideți să vedem, Brazilia sau România, cine credeți că va câștiga? Dacă vă doriți astfel de episod, uitați să apăsați butonul de like. L-avem în imagini pe Neymarito, probabil pericolul numărul 1 al brazilienilor. Și iată-l și pe, cine? Budescu. Iată-l și pe Costică Budescu, magicianul României, omul meciului în partida cu Columbia. Să vedem cum ne vom descurca acum. Brazilia are posesia, prima repriză și atacă de la stânga la dreapta. Haideți, băieți! Uniți sub tricolor, România întâlnește Brazilia. Iată aici o primă recuperare a lui Cheșelu. Călcâi pentru Constantin Budescu. Budescu, el magiciane. Magicianule, așa, bine, Pintili, Budescu, din prima. Însă acolo Fernandinho foarte bine și-a blocat. Budescu aleargă să facă fază defensivă. Aici e foarte greu. Jesus, Neymar, jucător de viteză. Neymar trece ușor de Romario Benzar, vine și Grigore să blocheze. Neymar pe jos, Moti blochează în primă fază, iată însă mingea, nu iese balonul, ba da, abia acum Coutinho scapă balonul afară, trebuie o primă șansă pentru brazilieni în minutul 5, va fi foarte greu cu Brazilia, știm asta, însă nu trebuie să renunțăm nicio secundă, trebuie să credem în victoria noastră, trebuie să credem în băieții noștri. Stanciu, călcâi pentru Budescu. Avasează Budescu, vine foarte bine în spate, Budescu reușește să paseze până la Pintili. Stanciu acum, din nou Pintili. Pentru Kipciu, Marcelo foarte atent. Parcă ai intuit, Marcelo, asta se dă fault. Totuși cred că prea ușor acordat acest fault. Iată-l pe Marcelo, combină cu Fernandinho. Jesus. Hey, aici ce fault mai vezi? Aici ce fault mai vezi, arbitre? Ce frumos combina acum, Grigore trebuie să aibă grijă, șutul slab al lui Fabinho. Brazilia din nou periculoasă, România nu reușește momentan să șuteze la poartă. Brazilia, două șuturi, însă până acum n-au nimerit spațiul porții. Bancu, Budescu, tot Budescu, la minge, pasă pentru Bancu. Bancu, avansează, Bancu, să vedem... Nici aici n-a luat mingea din prima, putea să cadă Bancu și cred că obținea o lovitură liberă. Să vedem brazilienii, Neymar, nu știu dacă este offside, jocul continuă, Neymar, periculos însă, greșește pasa, Emane, atent. Budescu, foarte minge au trecut pe la Constantin Budescu, foarte multe minge au trecut pe la acesta. Manea avansează. Manea trece, pasează, Stanciu, Cheșeru, Cheșeru. Hai mai repede, dai drumul la pasă, Cheșerule. Avea șansă mare. Bine aici, Moți. Preferat în locul lui Săpunaru. La fel, Săpunaru era puțin obosit. Trebuia să odihnim jucătorii. Pentru că ce dau fizic pe final, nu puteam face atâtea modificări. Cheșeru, iată ce dribbling încearcă Cheșeru, însă se apără bine brazilienii. Au o apărare foarte bună. Și să nu mai vorbim de atac. Jesus. Jesus, Jesus, întoarce încă o dată, pasează cu Neymar, Neymar șutul său blocat, bară, Stanciu deviază și acum România pleacă pe contraatac. Budescu, pasă pentru Cheșeru, Cheșeru, băi, băi Cheșerule, asta e diferența între Cheșeru și Tsukudean, cel puțin la acest campionat mondial. Oh, ce pase, ce pase, ce frumos combină brazilienii, Coutinho,
Coutinho, probabil o centrare a lui Coutinho. Stanciu și se dă fault acolo normal. Da. Am văzut bine, am văzut și arbitrul la fel de bine ca noi. Normal că trebuia să dea fault Brazilia. În continuare periculoasă la poarta noastră. România nu are soluții în această primă repriză. Poate soluțiile vor veni în repriza secundă. Budescu. Atace pentru Pintilii. Stanciu, iată aici Budescu, Budescu pentru Cheșeru, Cheșeru, un blocaj încă o dată, Cheșeru și e 1 la 0! 1 la 0 România! Gol marcat de Cheșeru, da, România, când nimeni nu se aștepta, reușește să puncteze, conduce cu 1 la 0 Brazilia! Ho-ho! Dumnezeule, Dumnezeule, șut blocat al lui Cheșeru în prima fază, după din nou șutează din prima cu stângul, învinge pe Alisson Cheșeru. Iată, dacă spuneam că n-a jucat bine deloc până acum, reușește în minutul 31 să puncteze. Avem 1 la 0, dar acum trebuie să ne apărăm ca la carte în fața brazilienilor. Probabil va urma un forcing al acestora. Putem totuși, dacă avem noroc, să-i prinde și pe contraatac. Cheșeru recuperează în fața lui Marcelo. Însă Marcelo îl deposedează pe acesta. Pasează cu Neymar. Neymar, Jesus. Jesus, tot cu Neymar. Neymar se întoarce, dar primește faultul. A fost, da, nu s-a concretizat avantajul. Dacă nu se concretizează, se dă. Oh, ce eroare, Kipciu. Cheșeru. Pentru Bancu. Bancu avansează. Haide, Bancu, e urmărit de Marquinhos. Bancu. Bancu, prea ușor. Prea ușor pierde balonul aici Bancu, Coutinho. Coutinho, blocat bine de Stanciu. Foarte bine de-a descurcat Stanciule, foarte bine așa, da. Pintilia avansează. Pasă cu Cheșeru. Bancu acum, să vedem ce soluție vom alege. Bancu, Cheșeru. Ai, 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 ai. Fernandinho. Neymar, ce frumos, îl întoarce pe Romario Benzar. Iată ce combinație să Benzar. Se retrage și el foarte bine, pasează înapoi la Tătărușanu, acesta nu trebuie să se complice și să degajeze, asta face. Cheșeru, hei, e faul la Cheșeru, e faul, nu se poate așa ceva. Cheșeru are probleme, sperăm să nu fie ceva grav. Tătărușanu nu se complică, Cheșeru însă nu se ridică de pe gazon. Abia acum cu greu, Bancu. Budescu. Budescu, Cheșeru, iată are probleme. Stanciu. Stanciu, forțează acum Stanciu, să vedem. Fabinho l-a blocat. Bancu recuperează foarte bine. Ce? Na, 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 na. Hei, domn arbitru, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ăla nu-i fault. Bine, Budescule. Și se termină prima repriză. Conducem Brazilia cu 1 la 0. Nu credeam. Nu credeam, a mai calmat jocul după ce a marcat, parcă brazilienii n-au mai fost la fel de periculoși. Îl mai forțesc pe Cheșeru 10-15 minute, după care o să-l bat pe Mitriță. Pentru că altă soluție nu avem. Benzar. Moții. N-a jucat rău Moții până acum. Stanciu. Pintili. Cheșeru din prima pentru Constantin Budescu în fața golului. Budescu e 2 la 0! Da, România are 2 la 0 cu Brazilia. Așa ceva. Așa ceva nimeni nu credea. Dacă columbienii au condus cu 2 la 0 și am revenit, iată acum Brazilia, ei sunt conduși de noi cu 2 la 0. Ho-ho, Dumnezeule, Budescu din prima îl învinge pentru a doua oară pe Alisson, iar Brazilia e la pământ. E la pământ în aceste momente. Cheșeru are probleme grave. Dar asta este, cum spuneam, mai forțez 10 minute. Totuși a dat o pasă superbă. Să vedem acum Neymar. Neymar faultat. Vom vedea un galben. Kipciu va vedea, nu? Iată, iertat. Mă mir. Mă mir că e iertat Kipciu. În minutul 50. România, cum spuneam, are 2 la 0 cu Brazilia. Neymar respinge Grigore. Bine Benzar. Cheșeru pentru Pintili. Avansează Pintili. Pasă mai departe pentru Kipciu. Kipciu. Kipciu, să vedem ce soluție va alege Kipciu. Îi pasează lui Bancu, Bancu. Bancu, așteaptă pe Cheșeru, Cheșeru, acolo, blocat și se dă faul pentru România. Minutul 53. Minutul 53, nu va da Cheșeru, îl avem pe Stanciu. Stanciu sau Budescu, dar prefer pe Stanciu de această dată.
Hai, Stanciu, letat. Stanciu, Bara! Oh, din nou șansă mare pentru România. Bara se opune. Budescu pasă pentru Bezar. Bezar caută centru, Stanciu, bine, Kipciu, ce preluare slabă, însă iată la Mane, acolo se luptă Mane. Nu reușește să blocheze pe Coutinho. Pasă pentru Jesus, foarte bine se descurcă Jesus și pasează lui Neymar, care îl depășește pe Romario Benzar, însă Benzar până la urmă se descurcă bine fața lui Neymarito, Budescu greșește pasa, o pasă încercată cu exteriorul, iată aici Moții, foarte bine și el, nu e faul, Budescu avansează. Budescu, El Magiciano, pasă pentru Bancu, Bancu așteaptă sprijinul, Manea blocat bine și avem probleme pe acea parte. Am putea avea probleme pe acea parte. Stanciu foarte bine blochează pentru moment. Mingea contra la Dani Alves. Dani Alves cu Grigore. Na, 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 e umăr, e umăr, domn arbitru. Ce vede tu și erul? Nu înțeleg. Face modificări. Mitriță. Stanciu cu Rotariu. Rotariu cu Pintili. Și îl pun pe Kipciu aici. Două modificări facem. Jesus iese și el de pe teren. Nu înțeleg, nu înțeleg de ce este Jesus. Au nevoie de atacanți brazilieni, nu de altceva. Trebuia să riște părerea mea. La Marcelo joacă scurt. Neymar încearcă dribbling-ul. Neymar centrează. Și Casemiro, șansă mare. Firmino introdus în locul lui Jesus. Cerea acolo balonul. Ratare mare pentru brazilieni. România scapă și de această dată. Iată aici, combinăm foarte bine, Mitriță. Mitriță, nu pasează, se descurcă totuși, așteaptă mingea, Manea, Manea de prima pentru Bancu, nu e offside, Bancu. Bancu, însă n-ajunge Bancu la balon. Nu-i nimic, Bancule. Nu-i nimic. Trebuie să ținem de acest rezultat, trebuie să ținem cât mai mult de minge, să nu le permitem brazilienilor să puncteze. Manea oferă o aruncare la margine pentru brazilieni. E bine că ține mingea momentan în jumătatea lor. Budescu un pressing. Iată aici pasă bună. Paulinho introduce el pe teren. Firmino acum. Firmino. Firmino, ce pasă și e gol. Brazilia reduce din diferență. Minutul 70 după combinații superbe între Firmino și Fernandinho. Iată ce bine vede spațiu liber Kipciu. Îl scapă din marcaș pe Fernandinho și este 2 la 1. Brazilienii au redus diferența, însă mai trebuie să dea un gol pentru a egala situația. Mi-e greu să cred că dacă Brazilia va egala, România mai poate face ceva. Foarte greu. Kipciu. Până la Romario Benzar. Benzar din prima pentru Rotariu. Rotariu. Rotariu pentru Kipciu, Kipciu în care Kipciu șutează Alisson. Foarte bine, Rotariu încă o dată. Încă o șansă pentru România, Pintili, e corner. E corner pentru naționala noastră. Intră și Willian în locul lui Coutinho. Hai să vedem ce facem la acest corner. Rotariu, Miranda, foarte bine. Bancu, Grigore pentru Moții. Moții înapoi pentru Romario Benzar. Benzar e în margine, nu greșește pasa, foarte bine. Din nou Romario Benzar, România are posesia și asta trebuie să facem. Dacă pierdem balonul aici, încurcată treaba. Pintili, Mitriță, Mitriță pentru Budescu, încă o dată Budescu, bară, Mitriță, bară, nu cred cum ratează Mitriță, din ce poziție, recuperează însă Rotariu pentru scurt moment, e fault acolo, domn arbitru. Mitriță dătea gol și zic eu că se termina toată povestea asta. Așa, iată cum Brazilia mare șansă, Mitriță. Rotariu acum. Rotariu pasă pentru Mitriță. Mitriță mai departe de la Kipciu. Kipciu întoarce pentru Pintili, care are și turbune de la distanță. Pintili e corner. Brazilia riscă pe acest final. Intră și grozav în locul lui Bancu. Haideți să vedem cum vom juca. Vine Kipciu la scurt. Primește pasa. Kipciu întoarce aici pentru Mitriță. Mitriță din nou corner. Nu? Cum nu? Constantin Budescu. Iată un assist, 24 de atingeri, 16 din 19 pase complete.
România mai multe ocazii decât Brazilia. Brazilia a tremurat serios bara lui Budescu și bara lui Mitriță cu poarta goală. Sincer, nici acum nu vine să trăiesc peste acel moment. Firmino e periculos, întoarce balon pentru că nu au unde juca. Să vedem ce vor face. Firmino centrează, Manea nu trebuie să aibă probleme. Degajează Manea. Trebuie să stăm bine pe defensiv acum, dar iată aici Dani Alves, 2-2. Băi, tocmai ce vorbeam, luăm un gol în 87. Brazilia, iată ce face, egalează în 87. Mitrița i-a avut poarta goală și a ratat. Iar Brazilia punctează după o eroare, o aruncare la marge care nu promitea nimic. Cum să lăsați așa liber pe Marcelo? Cum să lăsați așa liber pe Marcelo? Nu înțeleg. Asta este. Am fi putut câștiga meciul ăsta dacă Mitriță puncta. Însă, acum trebuie să ne luptăm. Budescu ajunge la balon. Budescu, pasă bună pentru Rotariu. Care e Rotariu? Rotariu! Alisson e fenomenal! Alisson, fenomenal! Acum Mitriță. Mitriță greșește. Și iată cum Brazilia pleacă pe contraatac. Recuperăm aici, bine grozav. Rotariu, Mitriță. Mitriță, Alisson din nou. Șut bun al lui Mitriță, însă Alisson se opune. 3 minute de la margine. Mitriță scapă balonul și intrăm în prelungiri. Ce intervenții bune a avut Alisson acum pe final. Asta este. Intrăm în prelungire, am avut 2-0, Brazilia a revenit, România a ratat cu poarta goală prin Mitriță, nu mă așteptam, sincer. De acolo nu ratez niciodată, mai ales într-o astfel de partidă, cu astfel de miză, nu ai voie să ratezi de acolo. Bine, recuperăm Mitriță pentru Rotariu. Rotariu pentru Constantin Budescu, Budescu aproape să câștige acest balon, se luptă în continuare pentru minge, se dă fault și nu cred că îi dai galben pentru așa ceva. E nebun arbitrul ăsta. Haideți să vedem cum joacă brazilienii scurt. Paulinho, urmărit de Mitriță, Casemiro pierde balonul foarte bine, Gicu grozav, dar încearcă dribbling-ul în fața lui Paulinho și pierde. Trebuie să avem grijă. Bine Manea, aruncare de la margine pentru România. Manea, Gicu grozav, avansează acum. Hai grozavule, hai tată. N-are soluții. Bine că nu scapă mingea în afară. Pasează pentru Pintili din prima cu Budescu. Budescu. Nu vine sprijinul. Bine Mitriță, Chipciu, Budescu. Un corner oare? Ar fi fost bun un corner. Ar fi fost foarte bun un corner, aproape aici să recuperăm. Paulinho, nu cred că nu, n-a pus nici măcar piciorul. Firmino, întoarce mingea. Brazilia totuși nu prea găsește soluții, dar am văzut ce le trebuie brazilienilor. Ai Grigore, nu așa, prea ușor greșim aici. Neymar, avansează, urmărit de doi jucători de-ai noștri. Neymar, bine, Romario, Benzar, foarte bine, Rotariu acum. Avansează Rotariu, îl ia la viteză pe Marcelo, Rotariu e mai proaspăt. Așteaptă mingea și Mitriță, să vedem pe Rotariu ce decizie va lua. Pasează foarte bine Budescu acum, șansă de gol pentru România. E faul la Budescu, domn arbitru, nu cred că nu dai nimic acolo. Nu cred că acolo nu-mi dă faul. A fost faul clar la Budescu. Dani Alves. No, mingea rămâne acolo la Alves, întoarce William. Casemiro, Tătărușanu, s-au dus minutele de prelungiri, cât mai lași. A trecut un minut jumate. Respingem. Nici de această dată nu fluieră arbitru. Neymar bară, William ce ratare și el. Și intrăm în a doua repriză de prelungiri. Doamne Dumnezeule, ce meci! Ce meci avem! Chipciu! Chipciu, pasă bună pentru Budescu, Budescu nu reușește să paseze pentru Mitriță. El aștepta balonul. A obosit și Budescu. Duce 120 de minute Budescu, nu mă așteptam.
Trebuie să avem grijă aici, foarte bine. Mitriță acum. Mitriță întoarce frumos balonul. Îi pasează lui Rotariu, Rotariu pentru Budescu. Budescu. Budescu întoarce, a plecat și Mitriță să pasă, nu e fenomenală, Mitriță recuperează, Mitriță, ce intervenție, Alisson! Un gol din corner ar fi nemaipomenit. Mitriță, Budescu, întoarce pentru Kipciu, Kipciu, bună faza noastră, Gicu Grozav, e penalti, e penalti, e penalti pentru România! Dumnezeule, ce eroare face Miranda! Grozav obține 11 metri, minutul 112. Haide să revedem. E fault. E fault clar. Budescu față în față cu Alisson. Budescu! Budescu! Ratează Budescu penalti. Ei! Cred că asta a fost tot. Am ratat penalti. Nu mă așteptam la Budescu să rateze penalti. A bătut și slab. E faul la Tătărușanu, arbitre. Îmi dai faul, tată. Nu te joci așa cu mine. Degajează Tătărușanu. Rotariu acum. Nu câștigă de el la cap. Marcelo. Neymar întoarce și iată ce șansa au brazilienii. Neymar. Dani Alves. Unde a urcat Dani Alves? Neymar. Neymar încearcă pasa, reușim să recuperăm. Să vedem însă ce vom face în continuare. Avem șansă de contraatac acum, Kipciu. Mai departe pentru Rotariu. Rotariu, Rotariu cu Marcelo. Rotariu, are sprint Rotariu, poate continua. Rotariu, pasă pentru Kipciu. Kipciu întoarce, Mitriță. Mitriță, Pintili, e penalti încă o dată, încă o dată penalti. Tot Miranda, tot Miranda. Nu cred. Aici n-am văzut ce s-a întâmplat, nu știu dacă a fost. Haide să vedem. N-am înțeles penaltiul ăsta. Budescu, față în față cu Alisson. Budescu, minutul 120, reușește să puncteze România. România merge mai departe în semifinale. Ce partidă, ce meci, Alisson. Nu mai ghicește colțul și e vis de Budescu! Da, 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 da! Constantin Budescu, dublă! Și un penalti ratat! Nu știu dacă a fost penalti, ce-i drept! Nu am văzut, nu știu ce a văzut arbitru acolo, aici trebuie să recunosc! Aștept comentariile voastre! România elimină Brazilia după ce a condus-o cu 2-0, a fost egalată și iată acum în prelungire a făcut un meci superb! Suntem în semifinale, suntem top 4! Ho, ho, iată-l pe Neymar, dezamăgit, România e în semifinalele campionatului mondial. Nu înțeleg, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, de ce a dat penaltiul acel arbitru. Aici nu pot să-mi dau seama, credeți-mă, sincer, nu am văzut ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Uruguay elimină Franța 1-0, Portugalia cu Argentina, oare ce se întâmplă? Germania eliminată de Polonia și Argentina elimină Portugalia. Noi întâlnim Uruguay în semifinale, nu va fi o partidă ușoară, dar totuși niciuna nu se compară ca cea cu Brazilia. Budescu este pe locul 5 la goalgetter, putea fi goalgetter în acest moment cu 6 goluri dacă marca primul penalti. Da, prieteni, aici se va termina episodul nostru, eu am fost X-Backer, sper că v-a plăcut, eliminăm Brazilia într-o partidă demențială. Nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!